Noi spunem lăudat din metodul și lăsăm această părtășie noastră în grija ta, în mâna ta și locul acesta și tot ceea ce ne aparține, Doamne, punem în mâna ta și în grija ta în numele Domnului Iisus Hristos, lăudând și binecuvântând numele Tău și fiind gata să strigăm, Doamne, de bucurie, pentru că mare este mijlocul nostru, Sfântul Israel, aleluia, lăudat să fie numele Tău și slavă. Îți mulțumim, Doamne, că ești gata cu bucurie să asculți rugăciunile copilor Tăi, Doamne, în această seară și să experimentăm lucruri noi împreună cu Tine, Doamne. Tu ești gata să duci biserica aceasta la un nou nivel spiritual, Doamne, să descoperi lucruri noi pentru noi, Doamne, și să experimentăm lucruri minunate prin Duhul Tău cel Sfânt spre slavă și gloria lui Tău, într-o zidirea noastră, într-o mântuirea multora, Doamne, și îți mulțumim pentru aceasta, lăudați să fie Tău și slavă. Gloria lui Iisus! Gloria și slavă, Iisus! Aleluia! Șemanul de grai Tu, gloria, aleluia! Doamne, avem nevoie de un prospătare, de un viorare. Suntem gata să ne conectăm, suntem gata să primim ceea ce vine de mâna Ta. Îți mulțumim, Duhul Sfânt, și dacă ești prezent aici, că te putem simți, că te putem percepe cu Duhul nostru. Aleluia! Aleluia! Și că Tu ești gata să ne conduci înaintea Tatălui, la tronul Îndurării lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, Duh de slavă. O, rapune slavă, slavă, veștine slavă, Iisus. Yeshua glory, Yeshua glory. Hallelujah, Shama de la Tepetosie. Hallelujah, dar mă vrem ca să fie plină la unde le pentru Tine, dar pura noastră, la unde le pentru Tine, oh,
te rog, simte-te liber să dai slavă lui Dumnezeu. Simte-te liber să-ți manifesti bucuria, recunoștința și mulțumirea înaintea Domnului. Îndreaptă privirea asupra lui Hristos și lasă-L pe El glorie și slavă. Permite-i Duhului Sfânt să te ducă în starea închinării plăcute lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeu, îți mulțumim că tu faci o lucrare de izbăvire și de eliberare. Doamne Dumnezeu, îți mulțumim pentru că tu vrei ca noi să fim adevărați slujitori. Aleluia! Aleluia! Nimeni să nu-și folosească timp aici și cu toți, Doamne, să trăim din plin închinare. Închinarea împărtășie aceasta. Și apoi să ne dăm credință, Dumnezeu nostru, care ascult sufletele voastre. Lăbiți-te fie numele Tău și laudă. Lui Iisus, Amin.
Reparsă, Doamne, reparsă, Doamne, o încălzire de bucurie pentru poporul Tău. Când îți aș adun o știre, Doamne, care să nu sună în mine tine, cerurilor și voi ape care sunteți mai de sus de ceruri, să laude numele Domnului căci El a poruncit și au fost făcute. Le-a întărit de veci, le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și cearță, vânturi năpraznice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, om roditor și cerii toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărații pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri, El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de sub legământ. Lăudați pe Domnul, aleluia! Măriți să fie numele Domnului! Slavă Domnului! Thank you.
l-ai pus la libertate, să pot cânta din nou. Să mă
noastră pentru o soră de-a noastră, este soția cumnatului lui Ionuț Daniel, unul dintre frații Lidia și al lui Silvia, soția lui Magda, am înțeles că se află la spital, că este deja în comă. Și am vrea să venim cu rugăciunile noastre să cerem, Doamne, intervină Tu. Tu ești Dumnezeul în care ne credem, slăvit să fie mentalul. Dumnezeu se bucură să-și exprime această grijă și această intervenție a brațului Său pentru nevoia acestei tinere femei. Iar noi trebuie să ne bucurăm că prin credințele noastre putem să venim alături de această sora noastră și să spunem, El poate. Nimic nu este prea greu pentru Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Ne rugăm pentru Magda, în numele Domnului Iisus Hristos. Tată bun, cuvântul Tău spune și foarte clar, dacă doi sau trei se unesc să ceră un lucru, numele lui Iisus Hristos, în numele meu, a zis Domnul meu. Venim în numele Domnului Iisus Hristos, așa cum ne unim, Doamne, cu toții în rugăciunile noastre pentru Magda și vrem să-ți cerem intervenția brațului Tău, un Dumnezeu care vechează zi și noapte, 24 din 24 de ore, Dumnezeul nostru vechează glorie și slavă și vechează asupra cuvântului Lui să-L împlinească. Noi știm că ce este scris prin cuvântul Domnului. Aleluia! El aduce izbăvire plină de necaș și nevoie. Să-L chemăm! El vrea să-L chemăm! Te chemăm în acest necaz, în această suferință, în această durere în care se află această familie și implicit Magda, în numele Domnului Iisus Hristos, intervină cu brațul atotputernic. Dumnezeul nostru și Tatăl, glorie și slavă, indiferent care este cauza, indiferent care este diagnosticul, indiferent care este boala, noi știm că Domnul vieții, Iisus Hristos, aleluia, s-a arătat să nimicească lucrările diavolului, aleluia, fie că această lucrare a celui rău să fie nimicită peste trupul lui Magda, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Aleluia, izbăvire prin puterea ranelor lui Iisus Hristos și vindecare în numele lui Iisus Hristos peste trupul ei. Glorie și slavă, îți mulțumim, Doamne, suveranitatea, tot puternicia brațului Tău. Tu ești Dumnezeul care faci lucruri mari și minunate. Cuvântul Tău, Doamne, ne arată că și Tu ne asculți prin minuni slăvit să fie mâna Tău. Întinde-ți mâna Ta, întinde-ți brațul Tău. Venim și-și cerem ajutorul și intervenția Ta, Dumnezeul nostru și Tată. Glorie și slavă, în fața oricăror împrejurări, Doamne, care sunt ostile, noi mărturisim că Iisus Hristos este același și proclamăm în numele Iisus Hristos vindecare, biruință prin puterea ranelor lui Iisus Hristos asupra bolii, asupra neputinței, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Glorie și slavă și mărire veșnică, Iisus. Doamne, vizitează-o pe această femeie. Vizitează-o, Doamne, și îți mulțumim că Tu ești acolo la spital alături de ea. Tu ești Domnul care vindecă. Tu ești Domnul, medicul cel bun, glorie și slavă. O credință pe Magda, în numele Domnului Iisus Hristos, în grijă Ta. Sub protecția și în supravegherea a tot puternicului braț, care nu s-a scurtat și care face lucruri mari și minunate, lăuta să fie mântor și slavă. Să fie binecuvântat, Doamne, tăria noastră. Glorie, 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 aleluia, slavă și mărire veșnică, Iisus. Glorie, glorie, aleluia, slavă și mărire veșnică, Iisus. Minunat Dumnezeu veșnică. Glorie și slavă, Iisus. Yeshua, glorie, Iisus. Îți mulțumim, Doamne, mărire veșnică, Iisus. Lucrează Domnul nostru și îți mulțumim pentru brațul Tău puternic, Iisus. Ești Tu, Dumnezeu nostru. Gloria Lui Slavă. Doamne, mulți s-au obosit și în inimi sunt zdrobiți. Vindecarea lor e doar mâna Ta. Gloria Lui Iisus. Să-L atingi pe fiecare cu puterea crucii Tale, să fii vin pentru împărăția Ta. Trezește-ne din nou, Iisus.
ne atinge nedinoc. Peste noi tu n-a tras, s-o pui și iubirea ta să ardă noi. Prin puterea Dar, Doamne, îți mulțumim că Tu faci această lucrare prin Duhul Sfânt înăuntru nostru, ca să creștem în omul dinăuntru, să fim plini de Tu, plini de putere. Dar, Doamne, fiindcă Duhul Tău este putere, dragoste și putință, slăviți să fie mâna Tău, alungă teama și îngrijorarea în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret. Orice lucru care strânjenește ființa noastră în umplarea noastră cu Dumnezeu, în alergarea noastră pe calea credinței, prin puterea numele Iisus Hristos, fie îndepărtate din viața noastră, fie nimicite în numele Iisus Hristos din Nazaret, aleluia! Izbăvire prin puterea numele Iisus Hristos și a Sângelui Sfânt și o stare după voia Dumnezeului Celui Viu Veșnic și a tot puterii peste ființele noastre. Glorie și slavă! Suntem ai Lui, slăviți să fie numele Domnului! Și noi putem să mărturisim din nou în această noapte, în fața tuturor circumstanțelor, cu totul în Hristos care mă întărește, cu totul în Hristos care mă întărește, cu totul în Hristos care mă întărește, aleluia! Numele Lui Iisus Hristos din Nazaret, lăudat să fie Domnul care ți-a dat un duh de putere, dragoste și chipzuință! Glorie și slavă veșnică! Glorie și slavă veșnică! Dar, Doamne, cale liberă prin puterea Lui Iisus Hristos! Domnul merge în fruntea oastei sale! Domnul ne crăuzește! Domnul ne ia pe mână și ne poartă în carul Lui de ființă, slăvit să fie numele Lui! Glorie și slavă și mărire veșnică! Aleluia, glorie, aleluia! Gloria Lui! Cu cea
Viața nu ți s-a
Laudele noastre, mulțumirea noastră să vină din adâncul ființei noastre, conștientizând iubirea. Suntem ceea ce suntem doar prin harul lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Glorie și slavă, Iisus. Și cu ele îmi spun ce mare a fost iubirea. Tot ce este în mine, glorie și slavă. În astămele tău, glorie și slavă, Iisus. Trăiesc viața mea spre lauda ta. Aleluia, m-ai scos din întâlnire. În lumina ta avem nevoie de o cercetare. Aveți iubirea ta, o voi cânta. Adă-ne pe toți în această stare. Au unii iubrate și mulțumiri care de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Glorie și Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Sfânt ești Domnul. Doresc să vă pământ.
care ne atingi, care ne cercetezi, care ne vorbești. Și Dumnezeu i-a dat un nume mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul glorie și slavă Lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Domnul, Domnul inimii mele, Domnul vieții mele, Domnul casei mele, Domnul peste națiunile acestea. Este Domnul, aleluia! Iisus Hristos este Domnul! Iisus Hristos este Domnul, aleluia! Iisus Hristos este Domnul! Glorie și slavă Domnului! Răspunsul Domnul Hristos, învățăm numărul Hristos! El este Domnul, Domnul și de Domnul! Glorie și slavă! Glorie și slavă! Să fie lăudat! Vrednic să fie învățat! Vrednic să fie binecuvântat! Dumnezeul nostru și Tatăl, fii binecuvântat în mijlocul nostru, cu voi. Iată-mi ce scânt, stăpâne, cu tot ce-a de suflare, gloria. Ce mare, ce mare, ce mare, ce mare e. Și atunci scânt, ce-ți mare, stăpâne, aleluia, glorie! Ce mare ești, ce mare ești, glorie! Și atunci sunt mare stăpânitor din toată inima. Ce mare ești, ce mare ești, ce mare ești, mă lăsă până-i mor.
Prin harul Dumnezeu, prin baza iubirii sale,
lăuda să fie numele Domnului. Doamne, ajută-ne să-ți întoarcem la iubirea Ta așa cum Tu ne iubiți de viața. În aceeași măsură să fim cu toții în stare să-ți dovedim iubirea și dragostea noastră. Da, Doamne, să ne ancorăm tot mai puternic viețile noastre prin credință în cuvântul Tău și să ne deprindem cu umblarea aceea cu Tine, să umblăm cu Dumnezeu, să privim la Dumnezeu mântuirii noastre, să învățăm de la Dumnezeu nostru, să trăim și noi cum a trăit El, slăbiți să fie numele Domnului, slăbiți să fie numele Domnului, aleluia, glorie și slavă. Cuvântul Domnului spune, și atunci ce este de făcut, fraților? Într-o împrejurare, Pamela le-a spus, inspirată Duhul Sfânt. Mă voi ruga cu Duhul și mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul și voi cânta și cu mintea. Estomana gratoșenă de negraitos sirului. Fii liber ca să-ți activezi darul acesta. Acum când poți să stai înaintea Domnului, să aduci mulțumire cu toată ființa ta și cu mintea și cu Duhul. Eșua gloria lumea. Lăuta să fie numele Domnului. Etuplo toșemano negraitos gloria lumea. Doamne, îți mulțumim că Tu vrei să împlăcărăm darurile care ne-au fost date. Aleluia! Să n-avem rușine, să n-avem ezitare. Aleluia! Să facem lucrurile în care Tu, prin cuvântul Tău, Doamne, vrei să ne vezi făcându-le. Ne vezi prin cuvântul Tău, glorie și slavă. Pentru Dioșelă ne mai păsie, pentru Duhul nostru nu va uși. Aleluia.
Voi fi în tine cu mulțumire.
Sfânt, plin de cuvânt, voi fi în tine cu mulțumire, Sfânt Sanctuar, pe acest pământ, Iisus Fără, Iisus Fără, un sanctuar curat și sfânt, plin de cuvânt, voi fi în tine cu mulțumire, Sfânt Sanctuar, pe acest pământ. Suntem înaintea Ta, Dumnezeu nostru și Tatăl, slăvit să fie numele Tău. Suntem înaintea Ta, Doamne, Tu ne știi și ne cunoști. Vrem, Doamne, să escaladăm, Doamne, aceste înălțimi spirituale pe care Tu ne-ai dat în Hristos. Să ajungem la statura plinătății lui Hristos. Suntem gata să învățăm lucruri noi, Doamne. Suntem gata să ne lăsăm corectați. Suntem gata, Doamne, să ne debarasăm de lucrurile care au afectat, au strânjit și au predicat înaintarea noastră în credință. Suntem gata, Doamne, să primim Sfințenia lui Hristos în viețile noastre. Așa cum este scris, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și lucrul a trăit Hristos. Dar, Doamne, vrem și cred că suntem aici cu dorință să ne plecăm înaintea Ta și să spunem, vrem, Doamne, vrem, Doamne, vrem, Doamne, vrem o schimbare în viețile noastre. Vrem, Doamne, să mergem la un nou nivel spiritual. Vrem, Doamne, să primim mai mult, Doamne, din ceea ce Tu ai pentru noi. Vrem, Doamne, să alergăm și să ne întărim chemarea în numele Domnului Iisus Hristos. Vrem, Doamne, să tratăm cu maximul de seriozitate viața noastră de credință în Hristos și să fim lucrătorii împreună cu Tine. Vrem, Doamne, și-ți mulțumim că ne-a spus această dorință a inimii și rugăciunea care se înalță de pe Tine. Vrem, Doamne, și-ți mulțumim, lăuda să fim la Tău și slavă. Glorie și slavă. Glorie și slavă, Iisus. Lucrează Duhule Sfânt, cercetează-ne Duhule Sfânt. Prezență divină, Duh Sfântul de viață. Glorie și slavă. Ești aici prezent, dragă Duhule Sfânt. Îți mulțumesc pentru prezența Ta. Îți mulțumesc că Tu pătrunzi în adâncul ființei noastre, în Duhul nostru, în Duhul minții noastre, pentru că vrei să ne vorbești. Vorbește, Duhule Sfânt și Tatăl. Glorie și slavă. Avem nevoie de cuvântul Tău, avem nevoie de atingerea Ta. Dar Duhule Sfânt, de cuvântul care vine de la Tatăl ce ales. Ca să trăim pentru slavă de Hristos, să ne înălțăm pe Iisus, să ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre. Glorie și slavă, Iisus! Glorie și slavă, Glorie și slavă, Iisus! Glorie și slavă, Iisus! Glorie și slavă, Glorie! Vreau să ne concentrăm, dragii mei, fiecare să se concentreze asupra ființei, asupra vieții Lui. Dacă poți să te rogi în Duhul roagă-te, dacă nu roagă-te cu mintea, spune-i Domnului, vorbește, Doamne, vorbește, Doamne. Dumnezeu vrea să auzim vocea Duhului Său, cel Sfânt înăuntru nostru. Vrem să dezvoltăm tot mai mult această receptivitate noastră a Duhului Dumnezeu, vorbește-ne, Doamne. Vorbește-ne, te rugăm, Tatăl, în numele Domnului Iisus Hristos. Mări de Ție și slavă, Iisus! Mări de Ție și slavă!
Glorie, Dumnezeu. Glorie, Dumnezeu. Glorie, Dumnezeu. Glorie, Dumnezeu. O, la rămășterie, să le pasă la răsă. Elu, tu stă de mare, la tu se glorie. Glorie, lui Iisus. Glorie, lui Iisus. Este tutto o perma, la tu se glorie, Iisus. Vorbește, Doamne. Vorbește toate inimilor noastre, te rugăm. Mărire ție și slavă, cel viu ce veșnic. Dumnezeu prezent între noi, binecuvântează Sfântul și slavă. Binecuvântează Sfântul și slavă. Glorie, glorie. Glorie, glorie. Elito sarabara, sarabara. Să dăm atenție Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Domnului este prezent. Vom învăța lucruri împreună în locul acesta. Atunci când vei simți un imbold înăuntru tău, acela vine din Duhul Domnului, Duhul tău. Fă lucruri pe care simți că Duhul Dumnezeu te teamă. Glorie și slavă. Glorie și slavă lui Dumnezeu. Glorie și slavă lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu, Duhul și Dumnezeu. Edito sarabara, 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 so. Distarabara, un telemene de gratos e glorie. Glorie și slavă, Iisus. Glorie și slavă, Iisus. Edito, eu nu mă mulțumesc. Aleluia. Et turiorus hom. Aleluia. Liberto sento vento felto si. Eshua gloria. Et turiorus hom. Tene praeto si gloria. Et turiorato come va. E nubriu și merecatul feltu, Eșua. El tuviu lobo-so, tot temenel-to zi. Eu sunt aproape de voi. Ca să mă atingeți. El tuviu lobo-so, tot menea-valto zi. Să mă simțiți și dragostea mea ca să o priviți. Esto romendo vento si, nu te spii, nu te doi, ci crede. Pretuto mena dato delto, selto felto si. Sunt lucruri noi pregătite pentru tine și ochii vreau să ți-i ating, să poți vedea și să poți experimenta acele lucruri minunate ce sunt pentru viața ta. O, robușe de mara, mara, ca tu si. El tu felto sento vento si. Nu te întreba cum se vor întâmpla. E lucrarea mea, e lucrarea mea. Tu doar crede-te din toată inima și vei vedea și te vei bucura. O sarabalo si il tuo vento gloria e il tuo robato scemere tu si gloria la mia col robuste e vara sarabalo solo lo so este un mod in care Duhul Dumnezeu vrea să ne atragă de intimitate și aici tu decizi dacă vii sau nu, dacă este momentul
în care tu poți să spui, da, vreau. Indiferent de starea ta, ideea este să vrei ce vrea El, slăvit să fie numele Domnului. Să vrei să faci schimbările necesare, să vrei să-L pui mai presus de orice și oricine. Erotose, partemento, fertus, glorie, gloria Lui, slavă și mai de Iisus. Gloria Lui, slavă și mai de Iisus. Duhule Sfânt, îți mulțumim. Îți mulțumim că Tu ne cercetezi, Duhule Sfânt. Lasă lumina Ta, Doamne, lumina care luminează pe orice om, glorie și slavă, pentru ca înfăptuirea voii Tale să fie realizată în dreptul fiecăruia dintre noi. Aleluia! Într-o zidire noastră și spre slavă și gloria Mării Tău. E roșere mara, mara siri, mara soro, moro soro, editos de mano de graitos si glori, e tutto mento verto si. Dumnezeu vrea să nască în noi o dorință, o dorință mult mai aprinsă pentru a experimenta, a cunoaște, a trăi lucrurile noi, a fi în acea voie a Lui Dumnezeu pentru vremea aceasta. Glorie Lui Dumnezeu și slavă. E tutto momento e fatto, ste mani si. Dar sunt lucruri de care trebuie să ne depărtăm. E timpul să-L recunoaștem pe El în toate căile noastre, slăvit să fie numele Domnului. Chiar mai mult să capitulăm înaintea Lui Dumnezeu. Dar vino cu această dorință, vino cu această decizie, vino cu această preocupare și permite-i Duhului Sfânt să te ajute slăvit să fie numele Domnului. Glorie Lui Dumnezeu! Glorie Lui Dumnezeu! Glorie Lui Dumnezeu! Aleluia, biserica alergată și o glorie și slavă Lui Dumnezeu, glorie și slavă Lui Dumnezeu, glorie și slavă Lui Dumnezeu, glorie și slavă Lui Dumnezeu. Este tutto lumea alergată și glorie. Doamne, nu vrem să cădem niciodată în capcana de a face vreun program, ci vrem să fim conștienți de realitatea Ta, Duhul Sfânt, aici. Să ne lăsăm călăuziți de Tine, Duhule Sfânt. Vrem ca Tu să conduci, să coordonezi părtășile și chinarea pentru care noi venim. Vrem să învățăm lucruri noi. Dar, Duhule Sfânt, vrem să Te onorăm, să învățăm, să Te onorăm. Să ne purtăm cu înțelepciune față de Tine, dragă Duhule Sfânt. Este tot o parma la catosi. O roboșe de răitosi, glorie, aleluia. E tuturor omeni aragatul, de tuturor perma aragatosi, glorie, aleluia. Glorie, aleluia, slavă și mări de Iisus. Glorie și slavă, Iisus. Glorie și slavă, Iisus. O răvășe de viața, o roboșe. Glorie și slavă. Doamne, știm că ce te caută pe Tine. Misiunea cuvântului Tău este cine caută, găsește. Aleluia! Căutarea noastră în această noapte nu va fi lipsită de răspunsuri și intervenția Ta, de ajutorul Tău. E loroboșere, marasiri, marasara, maraso. O, loroblotosiri, maraitosiri, glorie, aleluia! Te simt prezență divină, Duh Sfânt, Duh de viață, ești aici. Aleluia! Este tuturor permana legată de tuturor permana valto si glori. Aleluia! Lucrează, te rugăm, Duhule Sfânt. Lucrează, Duhule Sfânt. Eșu.
Eșua, glorie, glorie. Eșua, glorie. E tu, mena, ca tu de bine, tu si glorie. E tu, tolor, vostru, lucru, tu se vrei, tu si glorie. Aleluia, che mani, si glorie. Che mani, te vreau, trășează, de vreau, tu vreau, tu ste mani, si glorie. Aleluia, Iisus. De tutto lo porto del te repara, sara para, sara para, solo con su. Gloria și slavă și înțelegerea de plină că mai presus de orice și altceva. Ceea ce contează este să facem voia ta, Dumnezeu. Întinde-ți mâna ta. Umple-ne cu Duhul tău ce sfânt al lui. Iartă-ne, Doamne. Iartă-ne de nevechiere noastră. Iartă-ne de indiferența și de păsare noastră. Iartă-ne că ne-am omplăcut într-un climat mediocru, căldicel. Iartă-ne, Doamne, că de multe ori am fost firești și lumești și nu am dovedit că suntem născuți din Duhul. Iartă-ne, Doamne, de orice neascultare. Iartă-ne că te-am întristat de nenumărate ori. Spală-ne cu sângele lui Hristos, primește-ne cu sângele. Și copleșește-ne, te rugă, cu bunătatea ta și cu pași tu, care nu faci după de ascultarea omului, ci că sunteți sus cerul în față de făcut așa de mare, este bunătatea ta față de noi. Te rugăm, Doamne, te rugăm, Tată Bun, în numele Domnului Hristos. Vrem să vorbim despre seara, despre noaptea aceasta, despre o întâlnire cu Dumnezeu, cu mântuirea noastră, o întâlnire cu Duhul adevărului, cu Hristos Domnul. El tutto non tu scegli vrei tu sì, el tutto non te ne vrei tu sì, gloria, gloria,
gloria lui e slavă. Suntem aici, Doamne. Suntem aici, Doamne. Suntem aici, Doamne. Deschide-ne ochii să vedem. Deschide-ne mintea să înțelegem. Și ajută-ne să avem o stare sensibilă înaintea Duhului Tău cel Sfânt. Să te putem percepe, să putem simți. Să putem simți. Ești real, ești aici. Duhule Sfânt, de viață. Glorie și slavă lui Dumnezeu. Glorie și slavă lui Dumnezeu. Curși Duhule Sfânt și umple Duhule Sfânt. Privim ceea ce vine din mâna ta, Doamne. Tu ai spus odinioară lui Nicodim, Doamne Iisuse, că vântul suflă cotropaia și i-au zbuietul, dar nu știi nici de unde vine, nici unde se duce. Așa este și cu lucrarea Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumim că ea este aici reală și că lucrarea aceasta se face prin Duhul Tău cel Sfânt. Chiar dacă nu înțelegem întotdeauna, dar crede, Doamne, e cuvântul Tău la mijloc. Este credincioșia Ta. Lăutați să fie numele Tău și slavă. Dumnezeul nostru, fi binecuvântat cu glorie, 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 slavă. Slavă și mărire. Mărire ție și slavă și gloria la mie lui Dumnezeu. Gloria la mie și slavă. Gloria și slavă. Mărire să fie mărire. Gloria lui Dumnezeu. 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 Slavă lui Hristos. Gloria lui Dumnezeu. Thank you.
Să-ți dai, Iisuse.
Aduceți-vă
aduc aminte că Domnul Iisus a spus cuvintele mele, sunt duc și viață, glorie și slavă lui Dumnezeu. Și că adevărați închinători se vor închina Tatălui în duc și în adevăr. Ești unul dintre ei. Închină-te. Închină-te. Experimentează mai mult și mai mult decât până acum. Deschizându-ți inima ta înaintea Domnului, închină-te. Lasă-L pe Duhul Sfânt. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te conducă. E, totul permanent, dar tu sunt mai tosit. El face Duhul noi în viețile noastre. Să ne primim. Primim ce vine din mâna ta, Doamne. Și mărturisim că tot ce vine la tine este bun și desăvârșit. Glorie și slavă, Iisus. Glorie și slavă, Iisus. Glorie și slavă, Iisus. Glorie și slavă, Iisus. O, roboșe, mai tosim. Che non mi odo posso io. E tu di așa m-a dato per tosim. E tu non lo posso io. Duhul Sfânt lucrează, tu lucrează.
Grija și dorința ta este binele. Cântă, Domnule, o cântare
veșnic veci. Iisus este Domnul meu, El este Dumnezeu și El numește veci. Și eu cred domnia Lui în casa mea. Și eu cred domnia Lui în țara mea. Doamne, 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 lucrează, Doamne.
viețile noastre, o lucrare aceasta să se construiască în mâna care este mai mult sub orice nume. Întinde-ți mâna ta, lucrează prin Domnul Tău cel Sfânt, Doamne, binecuvântează prin mâna Tău și slavă. Lăudați-vă din mâna și slavă. Minunat Dumnezeu vrește. Minunat Dumnezeu vrește. Glorie, glorie, glorie. Erodoșe, vrei tu să. Aleluia. Cuș Duhule Sfânt și Cuvântă lui Dumnezeu. Duhule Duhule Sfânt. Cuș Duhule Sfânt. Cuș Duhule Sfânt. Cuș Duhule Sfânt. Aleluia. Duhule Duhule Sfânt. Aleluia. Măriță de Dumnezeu cerești, cel atotputernic Dumnezeu Dumnezeu, cel ce face lucruri mari și minunate, să fie cunoscute pe trei pământuri, pentru că numai El este singurul Dumnezeu, Creator și Zitor a toate, și toate popoarele se închine Lui, și toate popoarele se laude de El, și tot ce are supoare se laude de Lui cel Sfânt, pentru că Domnul este, este Sabaot, este atotputernic, măreț și glorios, unic și desfășit, El este și apoi de El este un alt Dumnezeu. Măreț să fie numele Lui și slavă.